Un șofer ce nu de mult și-a luat permisul de conducere a confundat șoseaua cu o cursă de Formula 1. Tânărul de 20 de ani a rulat pe drumul național 59 cu 151 de km la oră. Acum tânărul a rămas fără permis pentru 120 de zile, dar este și bun de plată, fiind amendat cu aproape 4.000 de lei. Polițiștii au oprit pe drumul național 59 un autoturism condus de către un tânăr în vârstă de 20 de ani, care circula dinspre localitatea Jebel înspre Voi. Acesta a fost înregistrat de aparatul radar cu viteza de 151 de km pe oră pe un sector de drum cu limita de viteză de 100 de km la oră, având obligația ca și conducător cu mai puțin de un an de practică de a circula cu o viteză mai mică cu 20 de km pe oră decât viteza maximă admisă. Tânărul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare totală de 3.960 de lei, fiind dispusă și măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 120 de zile, transmit reprezentanții IPJ Timiș.